Doamnelor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Bună ziua, bună ziua! Dragii mei, m-a lovit așa un gând filozofico-zoologic și atenție mare, Ciucă, fii atent ce mi-a trecut mie prin capul ăsta al meu, da? Ești pregătit? Ia să te văd. Pisicile sunt în general la fel de mari și cântăresc aproximativ la fel, corect? Da. Corect? Da. Porcii, vacile, oile, caprele, lupii, urși, veverițele, sconșii, ratonii, castorii sunt cam la fel? Da. Aproximativ, nu? Acolo. Hai că mai faci noi la școală, arată cam la fel. Cum se întâmplă, băi, oameni buni, că prietenii noștri cei mai buni, și anume câinii, căci despre ei este vorba, să se diferențieze într-un atât de tare, într-un mod atât de tare. Adică, poți avea un câine care la vârsta maturității să aibă vreo 400 de grame, dar poți avea și un câine care la vârsta maturității să cântărească 90 de kilograme, ciucă să fie mai greu ca tine. Mai greu ca mine. Corect? Corect. Da. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră cei de acasă, cum vi se pare treaba asta? A? Hai că e interesant. Oricum, câinele de 90 de kilograme vine în platou aici, adus de bravul lui stăpân. Asta se va întâmpla puțin mai târziu, să știți. Până atunci, o bună prietenă a emisiunii noastre vine cu o veste grozavă. Este vorba de Ioana Pricop, celebra mireasă care a făcut nunta în 7 sate cu un domn primar. Tu mai ții minte, bă, Ciucă, cum alergau mirii dintr-un sat în altul ca să stea cu toți invitații? A fost senzație. Așadar, să intre Ioana Pricop, mireasa! Bună ziua, bine te-am găsit. Te rog frumos să iei un loc. Ioana Pricop, cea care a făcut senzație cu nunta ei în 7 sate. Mi-aduc aminte că ai venit atunci cu soțul, cu domnul primar, și ați mers din sat în sat. A fost și domnul Băsescu la nuntă, pare. A fost și domnul Băsescu cu distinsa doamnă. Eu tot am vrut să te întreb, cât a dat Băsescu la nuntă? A fost un cadou, măi, Măruț. Acum tu, au trecut deja un an jumate, vrei să descoperim enigma asta. Cât dă un fost președinte la o nuntă? Mă gândeam și eu, na, era o întrebare. Cât să fie mirii mulțumiți. Cât să fie mirii mulțumiți, foarte bine. Și mi-ai spus că a fost un cadou. Așa este, a fost un cadou frumos. Mai presus de toate, cadoul nostru a fost prezența dânsului cu doamna dumnealui la nunta noastră. Mi se pare foarte frumos, să știi. Aici vreau să vedem și noi câteva imagini, pentru că uite, să-ți aducem aminte de întreaga nebunie care a fost, pentru că au fost câți oameni în total? Vreo 7.000? 7.000, 7.000 și ceva. Mamă, 7.000 de oameni la nuntă, oameni buni. 7.000 de oameni la nuntă. Superb. 7.000 de oameni la nuntă, pentru că ați fost în fiecare sat, nu? Să îi cinstiți și să îi onorați cu prezența voastră pe invitați. Așa este, Dumnezeu ne-a ajutat și am reușit să facem acest maraton și să trecem pe la fiecare, prin fiecare sat, la fiecare cămin cultural, pentru că nunțile au avut loc în căminul cultural din satul respectiv. Da, dansul mirilor a fost doar într-un singur loc. Într-un singur loc și de acolo s-au transmis imagini și în celelalte locații. Live era, nu? Absolut. Mamă, deci nunta era live în toate satele. Așa. Și voi, practic, unde dansați darul mirilor, vedeau și ceilalți, aplaudau, se uitau? Da, vedeau, se uitau. În cele din urmă am luat și hotărârea de a opri sunetul și de a fi date doar imaginele, pentru că oamenii, bine, la evenimente sunt anumite momente. Nu satul Arduzel cu satul Țicău să puteau fi face aceleași lucruri în paralel. Fiecare, la urma urmei, s-a mai desprins de ceea ce a fost acolo la Țicău, locul central, și după bunul plac s-a petrecut. Soțul ce face? Uite-l în imagini. E acasă? Cu un ochi râd, cu unul plâng. Soțul meu face greva foamei în fața Ministerului Sănătății, pentru că nu știu cum se face, dar de câțiva ani dorește să își aducă o ambulanță în orașul Ulmeni, oraș Ulmeni, cu 7 sate aparținătoare, și nu reușește. Așa, îmi pare rău. Adică de asta ochiul meu la Ministerul Sănătății de luni în greva foame. Am trecut astăzi pe la el, am fost destul de îngrijorată, pentru că dimineața când am ajuns noi, era în ambulanță și nu mai ieșea de acolo. Adică e un protest ca să aducă o ambulanță în satul de unde e el primar? Așa este, un protest. Sper să fie cu rezultat. Asta e ochiul care plânge. Care plânge. Ochiul care râde este ochiul că ești însărcinată. Cel care râde este ochiul care a văzut un lucru extrem de frumos când domnul doctor Perța mi-a dat vestea că sunt însărcinată și mai pe urmă, după 4 luni, că vine un fecioraș frumos. Deci o să vină un băiat. O să vină un băiat. Cam când? A, uite, a fost și doamna Udrea la...
Da, a fost și doamna Udrea, o salutăm pe această cale și pe dumneavoastră. E o doamnă deosebită, să știți. V-a mai trimis vedere acum în ultima perioadă? De la mare, știi? O să-i trimitem noi că vine vara, da, și la noi. Și deci o să aveți un băiat? Da, o să avem un băiețel. Și cu ajutorul domnului, Traian. De la Traian Băsescu, mă gândesc că a fost la nuntă. Acum domnul Băsescu are un nepot Traian. Eu zic să-l zic eu, nu m-am înțeles cu soțul meu, să-l cheme Cezar Ioan. Ioan de la Lucian Morar Titus Ioan, de la tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, Ioan, și de la Ioana, nu? Foarte frumos. Mă, important e să fiți sănătoși și să vină sănătos pe lume copilul, că asta e tot ce contează. Așa este. Botezul tot așa o să fie în 7 sate? Apropo de chestia asta. Ia uite, bă, să vezi ce prindem un botez anunțam, în 7 fii atent, anunțam pe Facebook că voi fi prezentă la tine imediat și vine și nașul meu, dar l-am lăsat să se gătească. Da, pentru că tu cânți cu el, nu? Da, cântăm de 12 ani împreună. Vine imediat. Și multă lume mă întreba, oare își mai aduce aminte, Măruță, ce ți-a spus când ați fost prima dată în emisiune la el? Oare ce mi-a spus? Că? Vine la botez. Păi cum să nu? Ciucă! Mergem la botez, bă, băiatule, ești nebun. Da, o să fie tot în 7 sate? Păi o să fie. Păi și noi prindem loc la cortul central? Unde mergem? Tragem la sorți. Nu, să vedem. Dar mie adevărul că mi-ar fi dor de o nuntă de asta, așa, bă, este? Când e botezul? Când e botezul? Păi, eu am zis întotdeauna că luna octombrie este luna mea. Perioada, termenul ar fi undeva la mijlocul lunii septembrie. Vorba bătrânească zice că băieții sunt un pic mai lene și s-ar putea să vină mai târziu, atunci în luna mea și deci, luna mea octombrie, acolo ne pregătim de botez. Deci, nunta a fost în 28 octombrie. Ciucă, prindem un botez. Știi cum alergi între sate? Cum n-ai văzut? Nu, că am văzut că îi cotați mireasă, cum da, se zice picior, la noi. Da, nu e nicio problemă, că acolo fetele sca și scaiu, se agață repede. Ia auzi, Ciucă, în sfârșit cred că o să te rezolvăm. Eu plec de acum. Perfect, mă, să fie într-un ceas bun și ne bucurăm mult de tot. Vezi că ne-ai invitat la nuntă, da? La botez, ce mă tot cu nunta asta? La botez. Venim la botez. Veniți, deci, dragii mei prieteni de pe Facebook, Măruță. Și Ciucă. Și Ciucă și mai cine? Mai aducem pe cineva? Suficient. Suficient. Eu și Ciucă, îți dai seama cum facem ravage acolo. Ciucă. Și pe toți cei din culise, cărora le și mulțumesc. Facem 8 sate. Dar să știi că până la urmă a fost și oarecum a 8-a sală, pentru că am avut și o sală pentru penticostali. Ei n-au dorit să fie la masa cu muzică, cu băuturi, cu așa mai departe, și au dorit să fie doar ei în mediul lor. Și ei ce ascultau? Cântece bisericești. Deci ei se uitau pe imagini cu sonorul tăiat și exact. Ascultau cântece bisericești. Exact, exact. Mă, interesant, n-am mai auzit așa nuntă pe cuvânt. Uite, vezi ce te ajută internetul ăsta să faci. Măruță, te rog. Pentru că ai o domnișoară extrem de frumoasă și de talentată și eu mor după ea, domnișoara Eva. Ia, uite, am o prietenă în Baia Mare și are un magazin cu suveniruri și am văzut această poșetuță, gentuță, nu știu cum să-i spun, și m-am gândit la ea. I-am adus și Anei una pentru fetița ei. Mulțumesc și pentru familia tot. Voastră, că sunteți niște oameni binecuvântați de Dumnezeu, cu copilaș frumos. De la cu... Ierusalim, mir, pământ, nu? Da. Și apă sfințită. Și mai este ceva aici, oare ce este aici? Aici este smirnă. Smirnă sfințită, ulei, așa, pământ și apă sfințită. Ciucă, să vii să-ți dau un pic cu tămâie, că poate te alung spiritele rele în perioada asta a postului Paștelui și te însori. Noi am fost în... Mulțumim mult de tot. Să fie cu folos și să vă binecuvânteze casa. Noi am fost în... Anul trecut, în noiembrie, în Ierusalim, am stat câteva zile, am avut prilejul prin cadrul Ansamblului Folclorii Național Transilvania, pe care și salut, și cu această ocazie, duminică, de la ora 18 la Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare, avem un concert de pricezne sau, să zicem așa, o întâlnire cu oamenii care vor sărbători Sfintele Paști mai apoi, care vor să mai cânte cu noi. Asta este Paștele Catolic. Așa este, care vor să sunt cânte cu noi cântece bisericești. Exact, exact. Tuturor le spun Paște fericit și bucurii și sănătate. Așa să fie. Ce ne cânti astăzi, Ioana? Astăzi am pregătit bine, genul meu e un pic mai satiric, melodiile mele sunt un pic mai satirice, mai așa. Astăzi am zis să-mi povestesc, ținând cont de faptul că Lucian, săracul de el, dragul de el, îl iubesc, și Lucian Morar, și îl susțin din tot sufletul.
Deci cât mai stă în greva foamei? Până-i dă ambulanță? Păi acum sper să nu mai stea prea mult, că glicemia scade. E de luni? E de luni, în greva foamei. Marți, miercuri, joi, 4 zile. 4 zile, da. Este foarte ambițios. Și piesa e? Și piesa e despre Marea Mureșul nostru drag. Perfect, haideți să o cântăm și îți mulțumim mult de tot. Ioana Pricop, oameni bune, cântă, a venit și Nașu. Să trăiască Nașu! Ce faceți, Nașu? Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Pregătit de botez? Tot timpul sunt pregătit, sunt alături de ei. V-ați făcut freza ca și Cristiano Ronaldo? Acum e cu muzica, cu vinul. Că e asta din PAC, nu? Cine am? Cristiano Ronaldo are așa tăiat? Suntem și noi în tren. Perfect. Nașu, bate palma, ne cântă Ioana Pricop, oameni buni, despre Marea Mureșul drag, iar noi ne pregătim și pentru cozonacul de aur și pentru cel mai frumos câine, Boss, 90 de kilograme. Din loc de poveste vină-mă, loc ce știe întreaga lume, aici harta-n cui să pune. Da, moroșancă și mățână, din loc de poveste vină-mă, loc ce știe întreaga lume, aici harta-n cui să pune. E hai hai, Marea Mureș, loc sfințit, erai mule ce-ai dobândit dom. Da, e hai hai, da și oriunde m-aș duce, dorul de gutii mă-ntorce. Spune voi, măi, îți făcuți dintr-o bucată, nu-și țin veci fruntea plecată. Da, din lemn porți în la noi și oamenii spune voi, măi, îți făcuți dintr-o bucată, nu-și țin veci fruntea plecată. Da, e hai, hai, Marea Mureș, loc sfințit, ce-ai dobândit dom. Da, e hai, hai, da, cine o crescut în tine, o viață-n suflet te ține. E hai, hai, Marea Mureș, loc sfințit, erai mule, ce-ai dobândit dom. Da, e hai, hai, da, și oriunde m-aș duce, dorul de gutii mă-ntorce. Feciorii au clop în cap și mai tăți îți spui de dacă mă. Păchiză zi-n pămara, la mândrei apucă sara. Da, feciorii au clop în cap și e mai tăți, îți spui de dacă măi. Da, măr păchiză zi-n pămara, la mândrei apucă sara. Da, e hai, hai, Marea Mureș, loc sfințit, erai mule ce-ai dobândit dom. Tine, o viață-n suflet te ține. E hai, hai, Marea Mureș, loc sfințit, erai mule ce-ai dobândit dom.
dulce, dorul de gutii mă-ntorce. Mulțumim, Ioana, mulțumim, Nașu, să aveți drum bun către casă. Vă mulțumim mult și sarcină ușoară, Ioana Pricop.